E luna cadourilor și angajatorii pregătesc pachetele de beneficii pentru salariați. Doar că pandemia a schimbat prioritățile. Serviciile de masaj, abonamentele la sală și petrecerile de Crăciun aproape au dispărut. În top sunt acum cardurile cadou, pensiile facultative Pilon 3 și cardurile culturale. Decembrie este luna în care patronii trag linie și răsplătesc eforturile angajaților. Pachetele de beneficii s-au adaptat vremurilor. Sunt cumva raportate la activitatea din anul respectiv. În general de sume de bani și vouchere de vacanță. Bonuri de masă și niște carduri. Psihicul este foarte afectat și atunci fiecare, dacă se duce cu un plus de bănișori acasă, va ști că i-a meritat și că trec mai ușor peste criza aceasta. Ca să-și fidelizeze angajații, dar să nu aibă nici ei de pierdut, majoritatea angajatorilor oferă salariaților beneficii pe care le pot deduce. Vedem o creștere foarte mare a cardurilor de etichete cadou. Se pot acorda în valoare de 150 de lei. Au fiscalitate 0% atât pentru angajator cât și pentru angajat. Vedem o creștere a cardurilor de vacanță, vedem o creștere a cardurilor de etichete de masă. Cardul cultural este o surpriză mai mult decât plăcută. Se acordă destul de multă atenție asigurărilor medicale, asigurărilor de viață și cumva beneficiile extrasalariale acordate au migrat către zona beneficiilor care pot fi neimpozitate. În topul celor mai populare beneficii sunt pensiile facultative Pilon 3. În limita a 400 de euro pe an, banii nu sunt impozitați. Ponderea beneficiilor extrasalariale s-a dublat în ultimii 7 ani, acum reprezintă 14% din totalul veniturilor unui angajat, în vreme ce în 2014 însumau doar 7%. Nu aștept numai sărbătorile să-i recompensez. Un angajator poate acorda beneficii de aproape 2400 de lei net pe lună fiecărui salariat.